Tânărul în vârstă de 20 de ani a ajuns la urgență în stare letargică și cu semne de paralizie la nivelul feței. Este vorba despre un bărbat tânăr, 20 de ani, din mediul rural. A ajuns la noi la unitatea de primire urgență în cursul zilei de sâmbătă. A fost supus la o serie de investigații aici, după care s-a solicitat un consult neurologic pentru că avea o paralizie facială a ploapelor. Este unul din simptomele botulismului. Investigațiile medicale au arătat că tânărul suferă de botulism. De aici și până la tratarea sa a fost o cale lungă. Nici în spitalul nostru, dar nici în cele din celelalte județe nu au fost găsite fiolele de ser necesare tratării botulismului, și asta de când a fost oprită producția de la Institutul Cantacuzino. După zeci de telefoane, fiolele salvatoare de viață au fost găsite în stocul aeroportului Otopeni și trimise cu avionul și ambulanța la satul mare. Am fost cu doamna director medical la Spitalul de Boli Contagioase pentru a rezolva un caz de botulism și a rezolva aprovizionarea sau aducerea acelui ser antibotulinic pentru a salva viața pacientului. Am luat legătura cu echipa de control, cu echipa Ministerului Sănătății și grație domnului ministru și a domnului ministru Nicolae Bănicioiu și a domnului secretar de stat Sândes, care imediat au răspuns solicitării noastre și ne-au contactat telefonic, am reușit să salvăm viața acestui pacient și așa că cele trei fiole de ser antibotulinic care se aflau în România au fost aduse la satul mare pentru a salva acest pacient. Transportul acestor fiole de la București s-a făcut cu un avion de la București spre Cluj, iar de la Cluj ne-a asigurat o ambulanță SMUR pentru a ajunge aceste fiole în timpul cel mai rapid posibil. Tânărul internat acum la spitalul de contagioase se simte mai bine. Se pare că de vină pentru intoxicare ar fi șunca, consumată ce nu fusese tratată termic. Am mâncat și pizza, am mâncat mai multe lucruri. Se pare că de la șuncă, nu știu, dar îmi spun medicii că e o boală foarte gravă. Acum mă simt mai bine, doar după ce iau serul sunt mai rău. Toxina botulinică este una dintre cele mai periculoase. Bacteria care produce substanța ce poate fi letală se dezvoltă în mediul anaerob, de aceea este cel mai adesea întâlnită în conserve, dar ea poate fi prezentă și în intestinele animalelor, de aceea medicii recomandă gătirea termică a produselor animaliere la 120 de grade Celsius.